Levi Tolas, invitat astăzi la Vieți Transformate, la vârsta de 13 ani consuma deja droguri, la 16 ani era sigur că nu există Dumnezeu. Levi, binevenit! Domnul să te binecuvânteze! Spune puțin despre meseria ta. Ai un salon de coafură în media și chiar îți place ceea ce faci. Da. Cum ai început? Am început în Israel, în timp ce eram fugit din România pentru că circumstanța în care am intrat datorită drogurilor a fost de așa natură încât a trebuit să plec din România și am ajuns în Israel. De ce Israel? N-are convenție de extradare cu România? Sau exact. Exact. Acesta era motivul. După care l-am cunoscut pe Dumnezeu și am trăit prin credință timp de un an jumate, în care am ajuns chiar în situația în care nu aveam ce mânca, am ajuns în situația în care numai Dumnezeu îmi purta de grijă în fiecare zi. Adică am ajuns să realizez că în fiecare zi, în fiecare clipă e alături de mine. Nu uit niciodată, într-o zi am intrat într-un sat, Nahef, așa îi zice, este un sat extremist musulman, în care inclusiv taximetristul nu a vrut să mă lase să intru în respectivul sat. Adică dânsul nu a intrat, m-a lăsat la intrarea în sat și a zis, de aici eu nu mai vin. În mintea mea, în inima mea, auzeam vocea care îmi zicea, du-te că sunt cu tine, nu-ți fie frică. Nu mi-a fost frică, de atunci nu mi-este frică doar când sunt conștient de plinătatea lui în mine. Atunci nu mi-este frică. În rest, îmi este frică, sunt și om și... Cum a început? Spune toată istoria vieții tale. La vârsta de 13 ani ai început să consumi droguri. Am început să consum droguri, am început să ies în cluburi, am început să trăiesc în curvie de la 14 ani, am început să consum alcool, n-ascultam de părinți, nu... Îți dădeau sfaturi bune? Părinții mei încercau să mă educe în felul lor. Acum, pentru mine, eu fiind foarte rebel, era foarte greu să mă țină pe mine sub control și eu tot timpul îmi doream ce vedeam pe stradă. Adică îmi doream să fiu ca aceia de pe stradă. De fapt, sistemul diabolic care stă în spatele muzicii și a mass mediei m-a convins prin muzică că ceea ce e bine este să trăiești în curvie, ceea ce e bine să consumi droguri. Adică, efectiv, ce-ți transmite muzica? Că, de fapt, dacă tu asculți muzica de la aceste posturi... Ascultam rap, ascultam techno, ascultam de la 20 de ani un fel de minimal ce era atunci în vogă. Normal că la aceste petreceri mai toată lumea se droga. Datorită că trăiam în curvie și fetele m-au influențat, pentru că de care dădeam și ele toate consumau droguri. Și într-un final, Dumnezeu... Era o lume, chiar era mlaștină. Chiar era, deci, ce îți pot spune că am trăit în negura întunericului. Și am ajuns însă și eu să vând droguri și am ajuns de-a dreptul malefic. Adică ăsta este cuvântul, altul noi. Și în mod intenționat făceai răul. Aici e cea mai mare problemă cu întunericul. Ți se pare că faci un lucru normal. Extraordinar. Adică ți se pare că asta trebuie să faci. Ți se pare că asta este calea cum merge în lume. Și dacă stăm să analizăm și astăzi bine lucrurile, asta este calea. Adică calea este minciuna care, dacă minți destul de bine, poți să-ți acoperi faptele tale, pentru că datorită faptelor tale tu folosești tot timpul minciuna. Compromisul este la fiecare pas, adică te compromiți pentru orice lucru material, pentru orice lucru în viața asta, încât să urci pe o scară socială care de fapt însăși tatăl minciunii ți-o creat-o ca să urci pe ea. Și atunci ele se leagă lanț, adică odată cu minciuna vin și vicile și îndată ce vin vicile, el te robește încât să stai într-o mlaștină care este a lui și traiectoria ta este clară. Acolo jos în întuneric erau și sclipiri către Dumnezeu? Îți venea așa în minte gândul, nu-i bine ce fac? De niciun fel. De niciun fel? De niciun fel.
Nici celorlalți, fetelor, băieților, nimeni? De niciun fel. Adică am văzut la un moment dat un film Zeitgeist, care aceste teorii ale conspirației, de fapt ele, dacă poți tu să discerni, ele îți arată niște adevăruri. Problema este că într-un adevăr de 80% sau 90% este ascunsă o minciună de 10%. Care minciuna tu nu mai recunoști, dar trebuie că zici, da, acesta este adevărul, știi? Și atunci în respectivul film apărea că... Adică nimeni nu, dacă îți oferă un tort și spune un tort foarte bun, am pus doar un vârf de linguriță de otravă. Dar tortul e foarte bun, nu e problemă. Nu cred că arunca nimeni din totul respectiv. Exact, doar că în momentul când ești tânăr, datorită faptului că tinerii sunt aruncați cu capul în mass media, valorile lor și felul lor de gândire este setat de acest sistem. Și acest sistem preia copiii tăi de la vârsta de 3-4 ani când îi duci la grădiniță. Și când îi lași în fața desenelor animate? Desenele animate sunt un subiect aparte, nu cred că avem noi timp pentru ele, okay. Dar totul... Acum, ce e interesant pentru mine în zilele astea, acestea în care trăim, foarte multă lume se interesează de mass media și crede în mass media. Totodată, foarte mulți frații mei care... Acum mulți ani m-au învățat că oglinda neagră, adică televizorul, este ustensila diavolului. Oh, oglinda neagră, n-am știut, da. Și când spuneau bătrânii că televizorul este diavolul, râdea lumea de ei. Exact. Și astăzi, ceea ce e cel mai trist, că însăși frații e literă de lege ce se zice acolo. Da. Și astăzi este mai strident ca niciodată omul care stă toată ziua la televizor, exact. Și omul care stă cu cuvântul lui Dumnezeu. Foarte bine, foarte bine ai punctat aici. Da. Păi, auziți la televizor, cum să nu fie adevărat? Corect. Dar și noi facem emisiuni și știi că în spatele unor oricărei emisiuni sunt valorile celor care realizează emisiunile respective. Exact. Și dacă în carte ne scrie nu-ți fie frică, nu te teme, în oglinda neagră zice teme-te. Excelent. Să-ți fie frică. Și în loc să avem bucuria mântuirii în fiecare zi, avem tot felul de probleme psihice, tot felul de anxietăți, da. Care mă întreb în inima mea și cu durere mă uit la acești frați, unde-i Dumnezeul lor? Dacă aceasta este vremea în care Domnul va veni, toți știm că vom trece printr-o încercare. Nu ne-a zis, odată n-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu să mă tem de această încercare, dar că voi intra în ea. Dar dacă eu încă nici n-am călcat în încercare, când de fapt viața mea e aproape complet normală, că sunt anumite restricții, eu am fost închis 4 luni, în care cu leul din Iuda m-am plimbat. Iar dacă închis fiind, închis în închisoare. Da. N-a putut pune nimeni mâna pe mine. Ce poate să-mi facă omul? Da. Ce s-a întâmplat? Deci erai foarte influențat de muzica pe care o ascultai, de mass media. Cum ai ajuns să fii închis? Cum ai ajuns să mergi din rău în mai rău? Am ajuns, de dragul am permite să ies în oraș, am ajuns să vând droguri la prieteni foarte apropiați. Sistemul însă își acoperă de obicei pe cei mari și îi expune pe cei mici, așa că toți studenții care eram studenți pe vremea respectivă am fost luați în colimator de DICOT și ni s-au făcut dosare penale. Eu am fugit din țară, eu am fost speriat, nu intru în detaliu cum s-a ajuns aici. Ideea este că eu îi mulțumesc la Dumnezeu, eu am văzut mâna lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu m-a reeducat în Israel. M-a reeducat complet. Adică mi-a arătat pentru a trăi se muncește.
În România, pentru a trăi, trebuie să fii șmecher. Nu? Da. Pentru a trăi, se muncește. Se agonisește încet, dar este trainic. Exact. Da? Da. Munca onorează omul. Nu ești un fraier datorită că lucrezi. Exact. Care astea sunt valorile care le-am învățat în România înainte să plec. Deci asta e o mare durere în inima mea, dar lucrurile au rămas la fel. Dacă cineva reușește cumva să nu lucreze și să facă niște bani, este pus în cinste. Cineva care lucrează și își dă sufletul pentru ceea ce face, este disprețuit. Exact. Aproape că. Da. Iar Dumnezeu m-a educat. Am lucrat ospătar, am cărat paturile pe plajă, am curățat paturile pe plajă la 40 de grade, am cărat marmură munții Libanului, numai eu cu niște arabi. Deci am lucrat niște munci care sunt deosebit de grele pe 40 de grade. Dacă te apuci să cari marmură la 40 de grade, o zi întreagă, ești foarte obosit la sfârșitul zilei, să zic așa. La căratul paturilor pe plajă la fel. Deci nu uit niciodată că am ajuns acasă și m-am așezat pe canapea și am adormit unde m-am așezat. Instant. Instant. Dumnezeu așa a lucrat cu mine, altă metodă nu este. Cum zice în proverbe că nebunul își revine doar cu lovituri în sânge, la mine au fost lovituri în psihicul meu. Adică în momentul când m-am trezit fără părinții mei, fără nimica palpabil, adică pe tot ce se bizuiesc oamenii. Bă, am casa mea, am banii mei, am lucrurile acestea. În momentul acela l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. Și am văzut că o zi nu mi-a lipsit mâncarea. Îmi aduceau musulmani mâncarea. M-au cazat musulmani în casele lor. M-au plimbat musulmanii cu mașinile lor. Mi-au găsit de lucru în Tel Aviv, pentru că eu, în prima instanță locuiam în nordul Israelului, lângă Acco. Dar știau că ești creștin? Sau nu erai creștin atunci? Știau totul. Știau totul despre mine. Doar că ei, având acest spirit infracțional, musulmanii, cu care lor li se părea că eu sunt ca un fel de mafiot ce am ajuns acolo și ei mă ajutau din colegialitate, într-un fel. Și mă plimbau după el. După care mie mi s-o trezi credința în mine. Deci ei nu știau cât de credincios sunt eu sau nu, dar mie mi s-o trezit credința și Dumnezeu a hotărât la un moment dat să plec de acolo, pentru că ei efectiv puneau presiuni să devin musulman. Dacă am ajuns și să rostesc cuvintele acelea prin care devin musulman, și acum le știu dacă trebuie zise. Dar ideea este, Dumnezeu m-a zdrobit complet. Deci eu am înțeles de ce Dumnezeu trebuie să te facă praf. Și am întâlnit un... Sau să te lase să te faci praf. Deci pur și simplu își ia mâna de pe tine și atunci te faci praf singur. Te faci praf singur, dar pe mine cred că m-a ajutat. Deci am întâlnit un domn, îl cheamă Isaia Reed, are două glonțe în cap, 16 lovituri de cuțit, a fost mort în... mort, pe stradă, luat, dus la spital, 5 ore mort, mama lui s-a rugat și a înviat. El a fost, m-a depășit pe mine, a fost proxenet, 25 de ani, a vândut și droguri, un gangster de mare clasă. Omul s-a întors la Dumnezeu, e foarte lungă povestea lui. Ideea este că are o carte, zice, When you're down to nothing, God is up to something. Adică când ești pe nicăieri, Dumnezeu are un mare plan cu tine. Asta s-a întâmplat și cu mine. Și după ce am realizat că există Dumnezeu, după ce un fost prieten cu care mă drogam, ieșeam în oraș, mi-au dus un Nou Testament, pentru că el se pocăise. Eu am citit Nou Testament în 2 săptămâni, în timp ce eram drogat. Deci eu fumam iarbă în fiecare zi și în fiecare seară eu citeam din Nou Testament, pentru că fratele respectiv mi-a zis, e gata totul și în Apocalipsa lui Ioan este scris. Și eu... Nici nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. Tu, drogat, citeai Noul Testament. Eu credeam. Eu vorbeam cu el. Și el îmi vorbea. Eu când am ajuns în Ierusalim, nu că are o semnătate. Are o semnătate, dar nu semnătatea care mulți oameni cred că au. Sindromul Ierusalim. Exact. Că dacă ajungi acolo, ai impresia că ești Mesia. Unii, se întâmplă unii. Ei cred că acolo se apropie de Dumnezeu. Ei nu realizează că poți să închizi ușa în cămăruța ta, să te pui în genunchi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei se duc până acolo. E bine și așa dacă L-ar cunoaște. Poți să se ducă dacă ajung să-L cunoască. Eu am ajuns în Ierusalim cu toată credința că mă întâlnesc cu Dumnezeu.
Și în Biserica Ortodoxă, unde se zice că este piatra de la mormântul lui Iisus, am căzut pe jos, am plâns o oră și am văzut în fața ochilor mei aproape toate păcatele mele. După care am auzit o voce care mi-a zis, pentru toate te-am iertat, nu mai fă. Unde ai auzit-o? În urechi, în minte, în inimă? În mintea mea. Și această șoaptă o aud și azi. De-aia, când nu o aud, mi-e teamă. Când nu o aud, am făcut ceva. Când nu o aud, n-am stat destul în cuvântul lui Dumnezeu. Nu m-am rugat destul. Am făcut ceva cu cineva ce nu trebuie făcut. Poate n-am zis tot adevărul, ceea ce se numește o minciună, sau am ascuns ceva. Sau lucruri sensibile care mă miră pe mine sincer, cum nu m-am născut într-o familie de creștini. Cum anumiți frați nu pun importanță pe lucruri așa sensibile, adică o simplă mânie, o simplă vorbire de rău sau o defaimare, deja mie relația mi-o știrbește. Cu Dumnezeu. Dar nu-l aud. Da. Deci până nu-mi cer iertare și până nu simt că chiar îmi pare rău, deci nu numai că îmi cer iertare repetat ca o povestioară până mi se taie harul și am rămas un apostaziat. Cred că se poate întâmpla și lucrul acesta dacă foarte mult ne jucăm una într-una cu niște păcate și noi le lăsăm, știi? Dom'le, îmi pare rău, dar repetăm. Sau curvia, de exemplu, pentru mine e inexplicabilă. Adică eu țin minte cum ultima experiență mea care am avut-o a fost de așa natură încât când am fost împreună cu respectiva femeie, am auzit în mintea mea ce faci. Și așa de intens era ce faci, încât sub nici o formă, eu de atunci n-am mai vrut să aud. Da. Inclusiv la respectiva femeie a zis, trebuie să mergem acasă, deci nu are niciun rost. Haideți să mergem acasă, când ea nici nu înțelegea lucrurile acestea. După aceea m-a întrebat cum am ajuns totuși, că au fost mari încercări. Deci gândește că pentru dosarul respectiv de droguri a lucrat Dumnezeu. Am venit din Israel. Martorii care mă incriminau pe mine, de fapt, așa au rezolvat lucrurile Dumnezeu încât o căzut pe cine trebuia să cadă lucrurile, pentru că nu eu vândusem la copiii aia droguri. Eu aduceam niște droguri din media și la niște prieteni din Cluj, care unul din ei vindeau droguri prin școli. De acolo a pornit toată treaba, dar nu eu eram. Și părinților fiind super bogați, când zic super bogați, chiar super bogat, au reușit să mituiască în tribunal încât să facă cumva toată povestea să cadă că eu sunt mai în vârstă ca ei și de acolo vine totul. Și în cei un an jumate când am stat eu în Israel, în care am învățat să trăiesc prin credință, fără să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu auzeam vocea lui fără să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și ce era și mai mă speria și mai tare, că mă rugam și se întâmplau anumite lucruri. Ceea ce și astăzi, deci, zice cuvântul, nu uita niciuna din binefacerile lui. Da. Eu vă zic foarte sincer. Eu acum 7 ani, nu știu, plus minus, aveam un proces pentru conducere sub stare de influență de alcool. Am fost la biserici timp de 6 luni. Deci după toată povestea, vine fratele, îmi dă Biblia, mă duc în 2 săptămâni, eu citesc toată. Ca să ajung în 2 săptămâni toată Biblia? Noul Testament. Noul Testament. Am ajuns în Apocalipsa lui Ioan, în Apocalipsa 17. Când am citit-o, am înțeles curva care călare de pe fiară, dar asta e o altă discuție. De atunci mi-a rămas în minte. După care am început să mă duc eu împreună cu alți 3, așa zis, drogați, la biserică. Am avut noi așa o revelație. Când intram în biserică, plângeam instant când cântau frații. Ei cântau în mod normal, ei obișnuit. Ei cântau în mod normal. Dar pentru voi era prezența Duhului Sfânt. Pentru noi era covârșitor, nu știu. Îl simțeam pe Dumnezeu. Și am început și ne-am dus la Biserica Baptistă. După aceea,
Personal am cunoscut o fată de la Biserica Adventistă și m-am dus la Biserica Adventistă. Între timp, prietenii aceștia mei se duceau la Biserica Pentecostală. Și am ajuns, m-am dus și eu cu ei la Biserica Pentecostală. Am auzit toate doctrinele. Îi mulțumesc la Dumnezeu, mi-au redat mintea într-un mod, cred că mai ageră decât am avut-o de pe vremea înainte să mă apuc de droguri. Pentru că drogurile îți distrug viața complet. Deci eu nu văd o singură cunoștință, să nu le zic prieteni, care consuma droguri și să n-aibă un pic de schizofrenie, un pic de dublă personalitate, un pic de pierdere de memorie. Lista poate continua, că nici nu pot să-mi dau seama, doar așa când îl văd. La 50 de ani un pic de Pampers? Nici nu știu. Plus vreo doi s-au sinucis, din câți cunoșteam eu. Adică unul s-a aruncat la linie aici, în Mediaș. E devastator, e irecuperabil. De aceea și... Este o altă putere, o altă prezență asupra omului. Și omul poate să fie stăpânit ori de Dumnezeu, ori de cel rău. Exact. Nu există mijloc, nu există zonă gri, neutralitate. Pentru mine de niciun fel. Chiar mi-a zis o fată odată ce pe mine, eu nu-mi dădeam să... Ce mă, dar voi ăștia veniți din lume, voi sunteți foarte tranșanți. Păi da, am gustat și, acolo, și am fost zic, acolo. Scumpa mea, uite-te bine la mine. Tu vezi că mulți frați la început și-au găsit pricină de poticnire în mine. Poate blugii mei, poate hainele mele, poate... Pentru că prezentam pentru L'Oreal anumite lucruri pe scenă. Îți dai seama că mă îmbrăcam cum erau ei. Și... Eu în momentul în care am citit versetul respectiv, înnoiți-vă mintea. Păi eu mintea mea am înnoit-o. Excelent. Pentru că eu mă mir cum anumiți frați observă lungimea unei fuste în biserică. Deci pentru mine asta e o mirare, că asta înseamnă că ești un fustangiu de te uiți după fuste. Pentru că eu nu vedeam frații. Eu mă duceam în primele două rânduri să mă uit la ce vorbește omul ăla de la von. N-aveam timp să văd nici cine era în biserică. Eu multă vreme nu cunoșteam toată biserica, pentru că eu mă duceam în primele bănci, mă așezam acolo să ascult cuvântul lui Dumnezeu. N-aveam treabă nici cu stânga, nici cu dreapta ce se face acolo și ce fac ei. Pentru că după ani de zile când am văzut fariseismul, că ăsta este un fariseism acut în care judeci un om care... În primul rând, nu tu l-ai adus aici covenit, adus de Dumnezeu. Deci nici măcar n-ai aruncat tu sămânța să zici, măi, stai că ăsta a venit cu mine, trebuie să-l învăț ceva. Ci el a venit singur. Pe când a venit singur, înseamnă că mâna lui Dumnezeu l-a adus acolo, nu l-ai adus tu. Și mulți alți oameni care și astăzi vin la biserică, ei vin că îi aduce Dumnezeu. Eu n-am niciun merit. Eu dacă aici vestesc cuvântul lui Dumnezeu și încerc oriunde să mă duc, la orice om îl prind, să duc discuția către Iisus Hristos. Eu duc discuția către Iisus Hristos. Pentru că observam un lucru, când stai de vorbă cu cineva, în primele 3 minute îți dai seama care sunt valorile lui și ce are în minte. Și am un prieten, un cunoscut, care în primele 3 minute când începi să vorbești cu el, îți vorbește despre bani. Prețul la benzină, că acolo e mai ieftin, acolo e mai scump. Prețul la nu știu ce, la supermarketuri. Altul îți vorbește despre, eu știu, despre copiii lui. Altul despre bolile prin care au trecut. Fiecare ce la pasă. Ei, și când un om îți vorbește despre Hristos, zici, omul ăsta are pe Hristos în el, în minte. Levi, te-aș ruga să continuăm data viitoare. Astăzi nu mai avem timp, în episodul următor a fost împreună cu noi Levi Tolas, o istorie de întoarcere reală, autentică, adevărată la Dumnezeu, așa cum așteaptă Dumnezeu și cum doar Dumnezeu poate să facă. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua.